Suntem din nou la Clinica MedLife Timișoara, unde discutăm despre alergiile copiilor cu domnul dr. Mihai Gafencu, medic primar pediatru. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Ce ne puteți spune despre alergiile în cazul copiilor de la cea mai mică vârstă? Alergiile sunt unul dintre domeniile care ne ocupă foarte mult timpul în consultații, dar și în munca de spital. Alergiile acoperă un spectru vast și ca și etiologie, adică ca și cauza a bolii, și ca și diversitate de exprimare. Adică aparat sau partea corpului, spus mai simplu, afectată de alergii. Astfel, în grupurile principale, aproape orice ne înconjoară poate să devină alergizant pentru organismul nostru. Și spun nostru pentru că alergiile copilului au câteva particularități, dar sunt des superpozabile cu cele ale adultului. Alergiile copilului sunt și ele determinate genetic, asta ca să rămân la etiologie și la factori. Genetic înseamnă că întotdeauna la un copil cu un anumit tip de comportament, noi spunem atopic, în relația cu alergianul, trebuie întrebată familia de eventualul istoric alergic al familiei și mergând mai apoi spre astm, unul dintre etapele mai complexe ale diagnosticului bolii, la fel părinții trebuie să intervievați dacă nu au avut această patologie. Pe lângă acest factor care ține de genetică, de moștenire, trebuie să ne gândim imediat și la ceea ce înseamnă, cum am spus, mediu și legat de sezonier. Acum să revin la cauzele exacte, deci nominalizându-le, pot fi desigur unele substanțe. Pot fi unele substanțe care sunt în aerul pe care îl respirăm și aici ne referim la diferiți toxici sau iritanți, dar sunt și substanțe care ne alergizează prezente în aer și cel mai cunoscut este polenul. Și atunci, imediat, trebuie să facem legătura cu sezonierul, cu cuvântul sezonier. Sigur că polenul este în funcție de când și cum se polenizează anumite plante. Mai apoi, unul dintre tipurile de, încă discutabil dacă este o alergie încadrabilă, dar tot prin vehicularea anumitor particule în aer, este cea dată de aerul condiționat, îl numim noi. Și de aici și anumite infecții care au ca un mecanism de bază vehicularea aerului condiționat, dar nu au la însâmburele lor mecanismul alergic. Trec mai departe, ca să rămân la factorul de mediu, aerisirea. Aerisirea camerei dacă se face spre locuri în care există alți alergeni, cum ar fi, de exemplu, părul de animale. Vehicularea părului de animale în casă, deseori părul cel mai cunoscut sunt cele mai cunoscute animale sunt și cele care sunt în jurul casei, câinele, pisica și mai nou tot felul de vietăți minuscule pe care le ținem, hamsteri și alte chestii mici și păroase. Și după lucrul ăsta, desigur, insectele. Insectele și înțepăturile lor, uneori foarte vizibile, alteori, să zic așa, ocultate de tot felul de alte reacții alergice, pentru că locul înțepăturii rămâne, și așa că iată din pas în pas trec de la mediul înconjurător și aer la lucruri care ne poluează, să zic așa, viața și până la urmă ne populează corpul, respectiv înțepăturile de insecte și, de ce nu, și contactul cu anumite substanțe. Iar dacă rămânem la partea măruntă a lucrurilor, nu trebuie uitați nici acarienii, sunt tot niște, să zicem așa, vietăți cu care niciodată nu ne-am gândit până în ultimii 50 de ani că viețuim, dar sunt la noi prin case, prin covorașe, prin alte structuri și culmea e că în patologia aceasta alergică, ceea ce este foarte la mod acum bio și natural, este cel care trebuie îndepărtat din nefericire și anume perna trebuie să fie nu cu puful de la probabil gâsca rezolvată de străbunica, ci să fie un material sintetic și bine ales și bine testat și bine gândit în momentul în care a fost introdus în pernă și așa mergând mai departe și cu covoarele care putem să le eliminăm. Acum vedeți că am patinat așa un pic și spre soluții, dar n-am să rămân în patinare, ci am să mă întorc la un alt tip important de alergii, sunt alergiile la medicament. O sumedenie de medicamente și aici este o plajă întreagă care cuprinde
de la toxicologie până la marea parte a interacțiunilor medicamentoase, un lucru asupra căruia foarte puțin s-a insistat în școala românească și care e de luat în seamă în momentul în care, așa cum știm din experiența de părinte sau de medic, polipragmazia, adică introducerea medicamentelor în cantitate destul de mare în corpul copiilor, duce mai devreme sau mai târziu la interacțiuni la care, dacă nu le, nici măcar nu le gândim la ele, putem avea surprize în timpul tratamentului, până la alergia tipică la medicament, că celelalte două enumerate până acum scurt nu sunt alergiile tipice, ci sunt urmarea interacțiunilor, cum am spus, sau efectului toxic, iar până la alergia tipică, care este cu un cam același mecanism ca și cele înșirate de până acum, și nu în ultimul rând trebuie să ne gândim la cele provocate de mâncare. Și aici putem să începem o discuție în care iarăși vom decripta clasificând. Ne place foarte mult medicilor să clasificăm. Alergiile alimentare cu alergen alimentar, deci în aliment, în produs, foarte des confundate de către părinți cu toxinfecțiile alimentare, cu prezența unor substanțe care alterează, desigur, alimentele care sunt perisabile sub un anumit fel sau ajung în contact cu diverse insecte sau mă gândesc la muște sau la alte momente din anotimpul cald. Și în ultima etapă, iarăși confuzându-le uneori, intoxicația clasică prin aliment. Cel mai bun exemplu ar fi intoxicația cu ciuperci. Cu ciuperci, așa zis comestibile sau presupus comestibile, pattern se folosește acum, deci un lucru repetitiv în România este folosirea ciupercilor datorită sărăciei ca aliment și mai apoi datorită ca trufanda. Iar marile cazuri de intoxicație cu ciuperci, desigur, au fost cel puțin în partea asta de țară, mă refer la Ardeal și Banat, în anii de sfârșit ai anilor 90 și început ai anilor 2000, nu știu, Timișoara a fost confruntată și cu acest fel, dar vreau să le detaliez pe cele, poate, pe care mi le sugerați, după ce enumăr câteva dintre manifestările strict legate de reacția alergică și apoi dacă interesează și de partea de intoxicații propriu-zisă.